Bună ziua, oameni dragi! Iată, dragii mei, dragostea de cântec și tradiție a poporului nostru înduc pașii dintr-o parte în alta a țării noastre. Bat la porțile afirmării și îmi dau întâlnire cu interpreți dragi, dornici pentru afirmare, care, iată, s-au pus în slujba cântecului, dar și ansambluri de dansuri care păstrează cu sfințenie tradiția din zona de unde vin. În drumurile mele, iată, am poposit și în orașul dunărean, în frumosul oraș Galați. Aici, unde suntem găzduiți, la complex Tirighina, fiind amplasat pe malul lacului Cătușa. Aduc mulțumiri domnului Eugen Ciubotaru, o gazdă primitoare cu un suflet mare, a cărui complex impunător îi aparține. Iată, gălățeni dragi, cu voce aparte, își cântă dorurile în liniștea de aici, pe malul lacului, și își trimit dorurile prin valurile apei până la dumneavoastră, dragii mei care iubiți atât de mult emisiunea mea și cântecul popular românesc. Așa după cum ne vedeți, suntem aici atâția oameni frumoși, atâtea fete frumoase, atâția tineri, vedeți, ca și razele soarelui. De toți acești tineri frumoși, foarte talentați, dansatori, și avem și o solistă, tot din acest grup, de toată lumea se ocupă domnul Epure Marius. Un om minunat, un om care se străduiește cu toată ființa să aducă frumosul de pe meleagurile Brăilei. Și iată, este coregraf la dansurile care o să le vedeți. Ansamblu Mugurașul, care face parte de la Palatul Copiilor din Brăila. Dar să știți că acest ansamblu minunat participă la diferite concursuri, la diferite festivale, bineînțeles premianți, atât în țară cât și în străinătate. Chiar acum spune domnul Lepure că... Plecăm în Bulgaria. Așa. Domnul Marius, vă rog frumos, dumneavoastră știți mai multe, vă rog să vă prezentați activitatea atât de frumoasă și de intensă, ca să știe lumea cu cine stăm aici de vorbă și cine sunt dansatorii care vor urma. Mă numesc Epure Marius Sandrino și sunt profesor de dans popular la Palatul Copiilor din Brăila. Acest ansamblu a fost înființat în 2018. Eu sunt profesor din 2016, dar am fost dansator vreo 30 ceva de ani de zile. Așa. Da. Și am vrut să duc mai departe pasiunea și dragostea mea pentru dans popular următoarelor generații. Consider că ei, și ei, la rândul lor, cum nouă ne-a preodat alții, să învățăm și noi pe ei, să le transmitem frumosul, cum am spus dumneavoastră mai devreme, tradiția poporului românesc. Foarte frumos, domnul Marius, eu vă felicit din toată ființa mea și cu tot sufletul și mă bucur când întâlnesc așa oameni speciali, oameni care sunt de mândrie în acest popor, pentru că avem atâtea neajunsuri în poporul ăsta și atâtea probleme și atâtea necazuri care vin tocmai de sus, de la guvernanții noștri care habar n-au ce se întâmplă în poporul ăsta. Bătut de soartă, aș putea spune. Dar iată că noi, care ne ocupăm de frumosul din popor, mai ridicăm moralul la oameni care poate suspină de multe ori cu multe greutăți ale vieții. Iată, domnul Marius este unul din oamenii trimiși de Dumnezeu să vă aducă multă bucurie, să vă aducă voie bună, prin dans, prin cântec, joc și voie bună. Mulțumim mult! Rămâneți cu noi să urmăriți dansatorii noștri care vin de la Palatul Copiilor din Brăila.